În parcul de pe strada Băilor, primarul Sorin Vasilache a făcut recepția unui proiect de 5 milioane de euro, proiect ce a vizat asfaltarea 23 de străzi, modernizarea a două parcuri, pavarea trotuarelor, construirea rigolelor, extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare. Alături de edilul din Băile Olănești s-au aflat vicepreședintele cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Vâlcea, Gheorghe Păsat, șeful executiv al PSD Vâlcea, Gheorghe Mihăilescu, reprezentanții firmelor de construcții și salariații primăriei. Inaugurăm obiectivul derulat prin proiectul reabilitarea infrastructurii rutiere în Băile Olănești. Suntem onorați să fie astăzi alături de noi domnul președinte al Consiliului Județean Vâlcea, domnul Gheorghe Păsat. Să-l aplaudăm că ne-a ajutat și dumnealui prin cofinanțarea la acest proiect. Domnul președinte executiv al Partidului Social Democrat și prietenul nostru, colegul meu, domnul director Mihăilescu Gheorghe, părintele paroh Emilian Groșenoiu, reprezentanții, constructorul care a executat lucrările la acest obiectiv, proiectantul, toți cei care au participat pentru buna desfășurare a activităților la acest obiectiv. Este o bucurie pentru mine să fiu alături de dumneavoastră astăzi la un eveniment care marchează finalizarea unui important proiect pentru orașul Băile Olănești. Datele tehnice legate de acest proiect vi le-a prezentat domnul primar. Este un proiect finanțat prin programul operațional regional axa prioritară 5, dezvoltarea durabilă și promovarea turismului. Este un proiect cu finanțare europeană și aici trebuie să recunoaștem meritul autorităților locale care au știut să acceseze și să gestioneze fonduri europene și să realizeze un obiectiv care să contribuie la îmbunătățirea imaginii localității Băile Olănești. Întâmplarea face că știu nașterea acestui proiect de la colegii care au muncit pentru el. Țin să-l felicit pe domnul Cazan pentru idee și pe domnul primar pentru preluarea ei și ducerea mai departe. Vreau să vă felicit pentru faptul că ați reușit un proiect european de 5 milioane de euro să reușiți să-l implementați, să-l executați în anii prevăzuți de lege, adică în exercițiul financiar. Să-i mulțumesc lui Cătălin Flămânzeanu, lui Marius Sima și la toți cei care au muncit pentru acest proiect. Să știți că a fost unul dintre proiectele grele. Eu știu din fașă. Localitatea dumneavoastră este frumoasă, dar în același timp are și anumite dificultăți generate de alunecările de teren, de anumite condiții naturale. Cu toate acestea, îi felicit pe oamenii ăștia care au muncit în greu. Lucrările din cadrul acestui proiect au durat 2 ani.